Domnul Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, alături de noi. Vă mulțumesc, domnule doctor. Știu că sunt zile de când vă tot punem această întrebare. E adevărat însă, Organizația Mondială a Sănătății dă acest semnal către statele care au recurs la măsuri de izolare a populației, spunând că nu e suficient, că trebuie să citesc testăm, pentru că nu poți stinge un incendiu legat la ochi. Am încheiat citatul. Trebuie să știi cu ce te confrunți. Explicați-ne ce se poate în momentul acesta face și care este pasul 2 din perspectiva numărului de teste, dar și a resursei umane necesare, medici, laboratoare în care se fac aceste teste, pentru că noi avem acum 3700 de testați, corect? Nu, da. Și 16.000 de oameni în izolare. În momentul acesta puteți testa 16.000 și e doar începutul, să spunem așa. Vor fi și alte persoane în izolare și altă nevoie de teste. Desigur că creșterea capacității de testare este unul dintre dezideratele permanente ale echipei noastre care gestionează această situație de criză majoră. Trebuie să precizez în capul locului că ideea de a testa absolut toată populația nu este oportună în acest moment. Trebuie să testăm pacienții care sunt la risc, care au istoric epidemiologic de contact cu virusul și de asemenea putem extinde la anumite populații care au risc special, bătrâni, pacienți tarați, bolnavi și așa mai departe. Există fără îndoială însă un plan pentru a face lucrul ăsta într-un mod rațional, pentru că atât numărul de teste, cât și numărul de echipamente necesare de laborator pentru a testa și mai cu seamă numărul de specialiști este limitat. Deci, pentru a putea face aceste teste, avem nevoie nu numai de kiturile de testare care pot fi achiziționate relativ, să zic, facil, avem nevoie de echipamente de testare, de aparatura de laborator necesară și aceasta poate la un moment dat fi achiziționată, să zicem, cumpărată, dar cel mai greu este să avem numărul de specialiști formați care au experiența, expertiza și siguranța acestei proceduri, pentru că altminteri ne putem expune unei situații și mai complicate de a avea rezultate fals pozitive sau și mai rău fals negative. Ce vreau să precizez este că dispunem în acest moment de mai multe unități care facem această testare, să cunosc cele 7 pe care le-am enumerat nenumărate ori în spitalele de boli infecțioase, 2 din București, Matei Bal și Victor Babeș, și cele din țară, de la Iași, Cluj, Timișoara și Craiova, dar se adaugă și este pe cale să operaționalizăm testare cu aparatele de la Asociația de Medicină Veterinară, de la ANSVSA. Aparatul este același care face aceeași analiză și dânșii ne-au pus la dispoziție platformele lor tehnologice, dar nu și specialiștii de la ANSVSA sunt medici veterinari și nu pot parafa, nu pot certifica legal buletinele de analiză pentru medicina umană. Ca atare este nevoie de personal specializat de medicină umană care este în această etapă în training la Institutul Matei Bași pentru a putea utiliza platformele de la medicină veterinară împreună cu specialiștii respectivi. Avem de asemenea la Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pune la dispoziție o linie de tehnologică de testare care este în curs de operaționalizare, tot așa cu specialiști care se instruiesc la Cluj. De asemenea, la Timișoara, Direcția de Sănătate Publică se adaugă laboratorului pe care îl are Institutul de, pe care îl are Clinica de Boli Infecțioase de la Timișoara pentru a crește numărul de teste. În ceea ce privește aprovizionarea, se face prin Compania Națională Unifarm la nivelul Ministerului Sănătății și avem 10.000 de teste în achiziție. În acest moment livrăm teste absolut zilnic, kituri de testare absolut zilnic și am contactat încă 200.000 de kituri care urmează să le primim în 7 zile. Deci, pe lângă toată povestea... Asta e noutate. Iertați-mă că vă întreb, domnule Moldovan. Ieri eram informați de către Ministerul Sănătății așa. Avem 1.524 de teste acum. Privesc comunicatul chiar în aceste clipe.
se adaugă 10.000 de teste pentru diagnosticare moleculară, deci cele mai sigure, pe care este în procedură Unifarm să le achiziționeze, și alte 40.000 de teste rapide, cele cu probabilitate. N-am vorbit de teste rapide. Avem 40.000 de teste Când rapide, n-am vorbit acum, de... acum 200.000 de teste, vorbim de cele moleculare? Moleculare, care au fost contractate și care urmează să le primim în următoarele 7 zile. Deci nu e o criză pe piață, să spun așa, nu e o de criză, teste. Urmărim problema și în acest moment putem susține testarea la nivelul la care este necesară. De asemenea, am realizat o platformă informațională pentru care, pe care să înregistrăm toate procedurile de testare și toate indicațiile care sunt puse corect. Se adaugă acestor posibilități pe care le are Ministerul Sănătății prin spitalele lui, se adaugă și 3 spitale private care pot furniza acest serviciu atât la liber pentru cei care doresc, cât și în baza unui agreement cu Direcția de Sănătate Publică la pacienții cu indicații care se încadrează în definiția de risc. Deci noi în acest moment teste am avea. Ne-ați spus că de dimineață că sunt 9.000 de teste la Ministerul Sănătății disponibile în acest moment. Mai degrabă, da, resursa umană este cea care ne ține pe loc, astfel încât să nu putem să testăm, cum cer cei de la PSD, deci, cum zice Organizația Mondială. Meu este, noi testăm, atât cât trebuie să testăm și extindem această capacitate progresiv, antrenând specialiști care să utilizeze tehnologia de care dispunem. Totodată suntem în curs de achiziții cu alte platforme tehnologice. Mulțumesc, domnule Horațiu Moldovan.